Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou video. Numele meu este Ovidiu și astăzi vom vorbi despre tunsoarea perfectă în funcție de forma feței. Dacă ai ratat video în care îți explic cum să-ți afli forma feței, îl ai aici sus sau în link-ul din descriere. Îți recomand să te duci să-l vezi pe acela, iar după să vii la acest clip și poate de ce nu la clipul în care îți arăt cum să-ți alegi stilul de barbă în funcție de forma feței. Link-urile le găsești în descriere. Și dacă ești nou pe canal, salut, eu sunt Ovidiu și bine ai venit pe canalul Be a Fashion Man, unde vom învăța împreună despre stil, îngrijirea tenului, barbă și multe altele. Așa că dacă îți place cum sună, nu ezita să apeși butonul de subscribe și să apeși clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când uploadez un nou clip. Și fără alte amănunte să începem. Știu că sunt multe forme ale feței, dar veți vedea că este foarte simplu să-ți alegi tunsoarea, pentru că totul se rezumă la echilibru. În funcție de ce formă feței ai, unele caracteristici nu vrei să le accentuezi, iar altele vrei să le scoți în evidență, rezultând o iluzie optică care îți va face fața echilibrată și corect proporționată. Așadar, la fața în formă de diamant, pentru că distanța dintre obraji este mai mare decât fruntea și mandibula, trebuie să evităm tunsorile agresive. La ce mă refer când vorbesc de tunsori agresive? Mă refer la skin fade-uri și fade-uri low, mid sau high. Cele mai bune tunsori sunt cele care au un pic de volum pe părți, iar și mai mult volum în partea de sus. Un exemplu bun aici este Johnny Depp. Dacă ați observat, el niciodată nu merge cu fade pe părți, tot timpul e scissor cut. Și acest lucru vă recomand și vouă, să încercați tunsorile din foarfece cu un pic de volum pe părți, iar în partea de sus cât mai mult volum. Acest lucru va face ca fruntea să nu mai pară așa ascuțită și va echilibra fața. Acum să vorbim cu persoanele care au fața în formă de inimă. Aici avem fruntea cea mai mare distanță și o bărbie ascuțită. Vrem să avem partea de sus mai lungă decât părțile pentru a lua focusul de pe bărbie și a crea iluzia unei fețe bine proporționate. Majoritatea tunsorilor se potrivesc pentru că această formă are un echilibru natural de unghiuri drepte în partea de jos, în zona bărbiei, iar partea de sus este un pic mai rotunjită. Un exemplu bun aici ar fi Nick Jonas din Jonas Brothers. Veți observa că el tot timpul are părțile mult mai scurte față de partea de sus, iar sus poartă părul nearanjat, dă impresia de un messy look. Aici totuși sunt de evitat fade-urile agresive, adică nu vrem să urcăm cu un high fade, un mid sau low fade este perfect, pentru că nu vrem să avem tranziția foarte, foarte bruscă și nu vrem să avem partea de sus foarte, foarte lungă în comparație cu părțile, pentru că acest lucru ne va alungi fața foarte tare. Trebuie să păstrăm un echilibru foarte bun și este de evitat un volum foarte, foarte mare în partea de sus. Să vorbim de fața în formă de rectangular. Din cauza că avem fața foarte alungită, este de evitat o tunsoare în care diferența între părți și partea de sus este foarte mare. Acest lucru ne va alungi și mai mult fața. Tunsoarele potrivite pentru această formă sunt tunsoarele care au mărimile cât de cât egale. Adică diferența între părți și partea de sus să nu fie foarte mare, pentru că acest lucru ne va alungi fața foarte mult. Un exemplu foarte bun aici este Ben Affleck. Dacă vă uitați pe internet, veți observa că majoritatea tunsorilor lui sunt făcute din foarfec și diferența între părți și partea de sus nu este foarte mare. Recomandările sunt tunsorile balansate, tunsorile din foarfec și evitați complet fade-urile și tunsorile agresive cu părțile foarte scurte, pentru că acest lucru vă va alungi fața. Acum să vorbim despre fața în formă de oval. Această formă este cea mai norocoasă. Toate tunsorile se potrivesc. Ca exemple avem pe Justin Timberlake, pe Will Smith, pe Adam Levine și mai sunt mulți, puteți căuta pe Google Oval Face Shape Man și veți vedea că sunt foarte multe vedete care au fața ovală. Singurul lucru de evitat aici este bretonul pe frunte, pentru că acesta va tăia din echilibrul feței. Acum vorbim despre tunsorile pentru forma feței rotunde. Persoanele care au această formă trebuie să evite tunsorile cu aceeași mărime peste tot, trebuie să meargă spre tunsori extreme, foarte, foarte scurte pe părți, cât mai mult volum în partea de sus pentru a tăia din rotunzime și a da o structură feței, de evita hairstyle-ul fără volum sus. Un exemplu foarte bun aici este Leonardo DiCaprio. El are forma feței rotundă și veți vedea că majoritatea tunsorilor lui sunt foarte scurte pe părți și în spate și cu un pic mai mult volum sus pentru a da un pic de structură feței. Pentru fața în formă de pătrat, majoritatea tunsorilor merg. Puteți merge și pe tunsori mai agresive și pe tunsori mai soft. Depinde de fiecare dacă vrea să-și accentueze mai tare trăsăturile formei sau nu vrea să le scoată în evidență. Totuși aș evita stilul cru sau periuță sau military cut, pentru că acest lucru pune accent foarte, foarte mult pe unghiurile drepte pe care deja le ai în formă și personal nu îmi place cum se vede. În restul sunteți liber la orice. Puteți merge pe fades, pe undercuts, foarte scurt pe părți. Exemple bune sunt
Tom Cruise, Henry Cavill, vei vedea că ei chiar dacă nu merg pe undercut-uri sau paid-uri, au o tunsoare din foarfece care protunjește forma feței și dă un echilibru frumos. Și ultima forma feței este forma triunghiulară. Aici vrem să fim cât mai generoși cu lungimea și volumul de sus. Putem să ne arătăm fruntea cu un side part sau un slick back, un quiff, ceva. Merge perfect pentru această formă. Este de evitat un high face sau o tunsoare foarte scurtă pe părți, pentru că acest lucru va scoate în evidență cât de lată este fruntea. Și acum low face sau chiar un scissor cut merge perfect. Un exemplu foarte bun este Ryan Gosling, sper să-i fi pronunțat numele corect. Veți vedea că el tot timpul poartă părul dat pe spate sau într-un side part. Tot timpul are părțile mai lungi, are cel mult un load fade, dar de cele mai multe ori este tuns din foarfec și este destul de bun pentru o inspirație pentru persoanele care au această formă. Și cam acesta a fost video, sper să nu fi pocit niciun nume din cele menționate. Vă mulțumesc că v-ați uitat, lăsați un like dacă v-a plăcut, lăsați-mi în comentariu ce tip de tunsoare vreți să încercați. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați când aplaudez de fiecare dată un clip nou. Dați-mi un follow pe Insta, OvidiuFilip2008, dați-mi un follow pe TikTok, Filip Ovidiu, și până data viitoare, rămâneți cu stil!